Invitata seară la emisiunea Goj24+, liberalul Dian Popescu a susținut că niciunul dintre liderii USL nu a știut despre numirea lui Ion Tudor la Garda de Mediu. Nimeni n-a știut. Unul venit de la București peste noapte, de la poliția locală la București, de la București. Cred că jocurile astea nu fac bine USR-ul, nu fac bine guvernul, cei care conduc și în aparajul lor intră de concentratele. Nici nu încape discuție veniri din astea, nici nu admit așa ceva. Aici, într-adevăr, sunt vehement. Nici nu admit așa ceva. Într-adevăr, USR-ul în acest moment are o problemă, cel puțin cu mine are o problemă pe vis-a-vis de aceste numiri. Și Ion Călinoiu, președintele executiv al PSD Gor, susține că nu știa de venirea lui Tudor în funcția de comisar șef al Gărzii de Mediu. Călinoiu a reușit să stea de vorbă cu Tudor în noaptea în care Florin Cărciumaru a ajuns la spital. Vă spun că nu cunosc nimic în legătură cu problemele de la Garda de Mediu. Am reținut că a venit domnul Tudor. Nu ascund faptul că am discutat cu dânsul și lucrul ăsta l-am făcut întâlnindu-mă la spital când am fost la primar și l-am întrebat care e situația. Și dânsul mi-a spus foarte clar că de fapt e o repartizare în teritoriu a celor din Garda de Mediu Centrală. Conform protocolului încheiat între PSD și PNL, Garda de Mediu Gorj revine liberalilor.